Se cutremură guvernul, azi avem semne noi, prim-ministrul Câțu nu-l mai vrea pe Voiculescu șef la Ministerul Sănătății. S-a ferit însă să-i spună pe nume. Asta după ce ieri un alt lider PNL, Rareș Bogdan, a spus că s-a săturat de Arafat și Voiculescu. Câțu și Voiculescu au scos azi armele, au organizat fiecare câte o conferință de presă la aceeași oră, 4 după amiaza. Câțu era la Ciolpan, la centrul de comandă pentru lupta anticovid. În paralel, Vlad Voiculescu era la Ministerul Sănătății. Așa au fost siguri amândoi că niciunul nu e obligat să-l asculte pe celălalt. Câțu l-a criticat pe Voiculescu pentru imaginile rușinoase cu pacienți evacuați în noapte de la Spitalul Foișor, pentru ca acesta să devină spital COVID. Discuțiile despre includerea Spitalului Foișor în circuitul COVID-19 nu sunt din ziua de vineri, ci sunt de nici mai mult, nici mai puțin de un an de zile. S-a întârziat nepermis de mult cu transferul pacienților. Din punctul dumneavoastră de vedere, cine ar trebui să facă acum un pas în spate? Este vorba de onoare aici, să vedem dacă mai este onoare în România. De ce? La cine vă referiți? La cine vă referiți? Este normal, după ce se ia o decizie, să intervină prim-ministru. Mai mulți lideri PNL au cerut remanierea lui Vlad Voiculescu. Veți propune mâine acest lucru în ședința coaliției? Remanierea sau o decizie despre un ministru din cabinetul acesta o va lua doar premierul. Și este cât se poate de evident că s-a încercat folosirea unei situații de urgență pentru a câștiga capital politic. Spitalul Foișor nu este sub autoritatea Ministerului Sănătății, ci a primăriei municipiului București. Eu doar vreau să vă spun că fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătății. Câțu și-a întărit mesajul mai pe seară, a făcut o postare pe Facebook cu același mesaj și nu-l mai vrea pe Voiculescu. Discutăm despre acest subiect aprins cu Sever Voinescu, redactor șef la Dilema Veche. Bună seara! Bună seara, doamnă! E vorba de onoare, să vedem dacă mai există onoare în România, spune premierul Câțu. Onoarea cui? De ce nu nominalizează premierul? De ce are aceste declarații? De ce este ambigu? Ne pune pe gânduri? Oare la cine se referă? Oare se referă la Vlad Voiculescu? De ce nu spune clar și direct, în opinia mea, vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat la Spitalul Foișor este X sau vinovat sunt X, Y și Z și ar trebui să plece acasă? Doamnă, când auziți cuvântul onoare rostit de un politician, chiar și de un politician, în fine, onest, de un politician în regulă, vă sfătuiesc să zâmbiți. Și în niciun caz să nu luați acest cuvânt, care altfel este mare, important, greu, serios, la adevărata lui dimensiune când e rostit de un politician. Aici nu e vorba despre onoare. Aici este vorba despre userism. Mai exact, întrebarea este dacă PNL mai suportă userismul. Numesc userism această atitudine politică a acestui partid USR, care este extrem de agresiv în planul imaginii, care este absolut devorator în raport cu partenerii de coaliție, încercând în disperare să câștige puncte pe socoteala acestora, dar livrând relativ, în fine, discutabil. Domnul Voiculescu este un fel de exponent de lux, este un fel de exponent pur, dacă vreți, a ceea ce eu numesc userism. Și acum întrebarea este așa. PNL mai suportă userismul sau nu? Îl mai poate suporta? Își mai permite să-l suporte sau nu? Și vă aduc respectuos aminte că această coaliție este, cel puțin din punctul de vedere al PNL-ului, cam singura posibilă. Cu alte cuvinte, PNL-ul este între Ciocan și Nicovală. PNL-ul nu are de ales decât să conviețuiască cu USR și să înghită userisme. USR știe asta și din cauza asta este, să zic așa, tot mai impertinent. Și suntem în această situație. Acum, ce s-a întâmplat la Spitalul Foișor este ceva dincolo de imaginabil, este pur și simplu o monstruozitate. Nu există, nu poate exista niciun fel de explicație pentru asta. Ideea că, în fine,
ministrul era PSD-ist și îi sabotează pe ăștia din guvern că n-a semnat, că... cum să spun, astea sunt explicații care nu justifică sau care pot justifica, să spun, până la urmă, mutarea rapidă a celor pacienți, dar nu justifică mutarea lor rapidă în toiul nopții, în situații improvizate, așa cum am văzut cu toții. Prin urmare, nu are legătură cu politica, ceea ce se întâmpla la Foișor, cred că are legătură cu altceva. Dar în orice caz este, dacă vreți, ca cum a fost, au fost de pildă evenimente de la colectiv, este acel gen de întâmplare nefericită care vorbește despre ceva profund defect în România și care, dacă vreți, impactează mediul politic imediat, fără să fie, repet, ceva de natură politică. Eu cred că despre asta e vorba, despre userism și nu despre onoare. Eu aș fi vrut să vă întreb dacă credeți că o demisie ar fi una, ar veni într-un moment potrivit. Sigur, cineva trebuie să răspundă pentru ce a văzut toată țara asta. Repet, a fost monstruos, absolut monstruos. După părerea mea, am asigur că, nu știu, de Vlad Voiculescu, acolo spitalul nu era în subordinea lui, dar totuși era în subordinea lui. Toată corespondența aia pe care am văzut-o publicată zilele astea între Spitalul Foișor și Minister, dacă e un spital COVID, poate să fie COVID, nu poate să fie COVID, în fine. Astea sunt lucruri descărcite, dar după părerea mea, dacă mă întrebați, cred că demisia trebuie să o aibă cel care se intitulează comandantul acțiunii și care a dat niște numere, am văzut în ultimile zile, de siguranță de sine, de-a dreptul sfidătoare, explicându-ne că ar face oricând din nou acest așa ceva. Eu, sincer să fiu, pentru mine rămâne această mare întrebare legată de cum să spun, faptul că domnul Arafat este de neînlocuit, adică putem înlocui țara după domnul Arafat, nu? Mie mi se pare că, în fine, el este comandantul, dacă știu bine, și îi place să zică despre sine că e comandantul. Păi comandantul, când mută trupele, trebuie să răspundă. Dar aici, cu Câțu și cu Voiculescu, suntem în alt registru. V-am spus, aici suntem în politică și suntem în această piesă continuă, care înseamnă relațiile, piesă de teatru continuă, farsă, dacă vreți, care înseamnă relațiile din interiorul coaliției. Bine, dincolo de aceste disensiuni din cadrul coaliției, Dan Barna amenința voalat chiar cu ruperea coaliției în cazul în care premierul ar remania un membru USR Plus și spune că fiecare ministru trebuie evaluat de partidul care l-a propus, care îl susține, din care face parte. Nu este primul scandal între premier și ministrul sănătății. Ne aducem aminte de disensiunile pe tema salariilor întârziate la cadrele medicale din centrele de vaccinare. Și-au primit banii cu întârziere de aproape 2 luni. Vlad Voiculescu a dat vina pe un funcționar. Câțu spune că nu și-a făcut treaba. A fost scandalul cu numărul de paturi la ATI, care este insuficient. Iarăși, premierul spune că sunt resurse și că Ministerul Sănătății are resurse. Inclusiv despre aceste vaccinuri. Spunea premierul Câțu, cineva s-a împotrivit unei noi tranșe de vaccin Pfizer, iar Vlad Voiculescu a ieșit și a spus că nu el a făcut acest lucru. Deci, dincolo, domnule Voinescu, de aceste contre și de faptul că au ieșit și premierul și ministrul sănătății la conferință, în aceea zi, la aceeași oră, au făcut așa conferințe suprapuse, simultan, astfel încât televiziunile să dea puțin din unul, puțin din altul, ei să nu fie obligați să se asculte unul pe altul, afectează foarte tare încrederea românilor în sistemul de sănătate, în perioada aceasta, în plină campanie de vaccinare. Când vezi că ministrul sănătății se ceartă cu premierul, inclusiv pe vaccinuri și pe salariile celor care vaccinează populația. Și avem, ne lăudăm că vrem până în iulie să vaccinăm 10 milioane de români. Sigur. Și vă amintesc că a fost și chestiunea aceea rămasă complet în ceața centrelor secrete de vaccinare, cu, în fine. Au fost multe în ultimile luni.
Da, aveți dreptate. Tipul ăsta de manifestare guvernamentală alterează grav încrederea societății, care oricum este vulnerabilă la manipulări, e vulnerabilă la fel de fel de prostii pe care fel de fel de oameni le aruncă pe rețelele de socializare, mai ales în legătură cu, vezi, Doamne, caracterul malefic al acestor vaccinuri și așa. E limpede că suntem într-o perioadă și suntem în fața unei provocări care depășește cu mult capacitățile, capacitatea și înțelepciunea clasei politice în ansamblu. E firesc ca domnul Barna să amenințe cu ruperea coaliției, pentru că, v-am spus, ăsta este argumentul lui cel mai tare. Domnul Barna știe foarte bine că dacă pleacă USR din coaliție, PNL va fi condamnat să guverneze printr-o înțelegere cu PSD-ul, ori orice înțelegere a PNL-ului cu PSD-ul este, cum să spun, mană cerească electoral pentru USR. Prin urmare, domnul Barna nu poate ieși decât, USR-ul nu poate ieși decât învingător din asta. Fie învinge încet, încet la puncte pe PNL, erodându-l la guvernare, fie, pentru că suntem în această situație bizară în care unul din partidele de la guvernare le erodează pe celălalt. Da, și știm că inclusiv premierul Câțu mai primește din când în când câte un bobârnac și de la Ludovic Orban, cu care știm se află. Se află, asta spun, că vin așa lovituri din toate părțile. E adevărat că Florin Câțu se află într-o poziție politică destul de delicată. Dar eu prefer să vorbim mai degrabă despre guvern și despre țară și problemele noastre în acest moment. Și vă spun că da, toată lumea vede asta. Anvergura și complexitatea provocărilor depășesc cu mult capacitatea de gestionare și de înțelepciune politică a guvernului, dar nu e numai vina guvernului, toată clasa politică este în acest moment depășită. Adică nu avem o soluție mai bună, trebuie să știm și asta foarte clar. Nu există o soluție în acest moment mai bună raportată la aceste provocări în spectrul parlamentar românesc. Punct. Asta e realitatea. Cum se comportă? Ei se comportă, v-am spus, cât se poate de egoist USR-ul, iar cei de la PNL sunt încă năuciți, nu știu ce să facă.